Așa-ți vorbește Hristos, Domnul, femeie. În zdrobirea inimii tale m-ai strigat și m-ai chemat. Ai zis, femeie, că nu mai poți, zice Hristos, Domnul. Pentru sufletul drag care trece prin diferite încercări, strigă Duhul Sfânt. Dar iată, toate sunt îngăduite cu un sfat, strigă Duhul Sfânt. La vremea cuvenită vei vedea mâna și puterea mea luptând pentru viața acestui suflet. Te-ai uitat în jurul tău, Osanale, și din lupta și din greutatea care o duci, Osanale, adeseori se văd dureri de stomac, strigă Duhul Sfânt, Osanale. Dar iată, zice Hristos, Domnul, sunt Domnul care știu purta de grijă. Și iată, astăzi îți spun că n-am să te uit, zice Hristos, Domnul. Fă-ți o ancoră de salvare din cuvântul care ți-l dau astăzi, Osanale. Că sunt Domnul păcii, Osanale, care vreau pace în jurul tău, zice Hristos, Domnul. Chiar dacă pietrele s-au răstogolit în dreptul tău și focurile s-au aprins unul după altul, zice Hristos, Domnul. Făt m-a făcut roaba mea în vechime, zice Hristos, Domnul, ca în toate să se facă voia mea, zice Hristos, Domnul, și iată îmi vei vedea mila, zice Hristos, prin Duhul Sfânt, așa cum am îndurat de văduva din Sarepta, zice Hristos, Domnul, ar să mă înduplec și de un suflet drag de al tău, zice Hristos, Domnul. Și vei striga, mare este Dumnezeu, șalome nevuie tarastene și bot, ai avut o zdrobire a eului tău, zice Hristos, Domnul, căci iată strigă Duhul Sfânt, neîncercată, netestată, nu poți intra în împărăția cerului, strigă Domnul oștirilor. De aceea, zice Hristos, Domnul, prin Duhul Sfânt, să nu te temi, căci iată, lupul e pus pe roată. Și e gata de modelat, strigă Duhul Sfânt. Am de lucrat cu tine, zice Hristos, Domnul. Am să mă ating de mădularele tale, strigă Duhul Sfânt. Și iată, am să mă înduplec la vremea cuvenită de acest suflet pentru care mă strigi de o vreme. Hristos a venit în trup. Amin.